O casă de vacanță ce aparține familiei Dodon a ars noaptea trecută. Pensiunea de 200 de metri pătrați din localitatea Sadova, raionul Călăraș, a fost distrusă de flăcări. Pompierii au luptat timp de câteva ore cu focul. Deocamdată nu se cunoaște exact dacă în momentul incendiului familia Dodon era la pensiune. Iar fostul președinte a publicat pe o rețea socială un filmuleț video din localitatea sa de Baștină, unde arată cum stă la foc și ascultă cântece la chitară. Am încercat să luăm legătura cu administratorul pensiunii pentru mai multe detalii, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Suntem în localitatea Sadova, raionul Călăraș, chiar lângă baza de odihnă ce aparține familiei Dodon. Nu putem filma locul incendiului, așa cum aici este instalată bariera de acces și nu ni se permite să intrăm pe teritoriu, însă potrivit serviciului de urgență, locuința de 200 metri pătrați a fost distrusă în totalitate de flăcări. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 22:39. Potrivit primelor informații, construcția unei case din lemn a fost cuprinsă totalmente de flăcări. La fața locului pentru misiune au fost trimise 4 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că focul a afectat în totalitate construcția din lemn. Datorită intervenției pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 00:37. Angajații pensiunii au refuzat să ne ofere detalii despre incident. Nu ne-am fost la smenă. Așadar, la sigur ați auzit. Dar cum am auzit? Dimineața eu am auzit. Dar să nu știu. Așa dar. Și ce au spus? Păi și mi-e smic, cum eu am prins smena, eu n-am auzit nimic, nu-i smic. Absolut. Smena s-a dus, gata, eu nu știu nimic. Dar au lucrat acolo muncitorii, i-au curățat zona sau ce au făcut după nu incendiu? Știu, nu știu, că eu n-am fost la smena. Dar acum este cineva acolo? Am unul nimeni. Oamenii din Sadova ne-au spus că au văzut mașinile pompierilor care se îndreptau spre pensiune pentru a stinge incendiul. S-a trecut o 5 mașini, încolo, să zic eu. Siriena a venit asta, cum se cheamă? Pozarnă. Pozarnă a venit cu una. Da, a venit cu una, cu două. Patru mașini. Patru, dar eu de două am auzit. Că m-am s-a făcut ziua de naștere și Igor a stat aici. O stat, dar mamsa cu băieții, cu lisapete, au un motocicl de ăsta care e sportiv, cu deas mare. S-o cătăi pe drum, pe șosea, la Lesoz, înapoi, eu mă rog. Un băitan acolo cu noi trăiește și un schel a alergat acolo să vadă și ei. Și din gura lui am auzit că... Așa, și casa ars în totalitate, așa am auzit. Nu, o zic că o ars sauna. Sauna, așa, așa o zis băitan, și ala cu sauna o ars. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la administratorul pensiunii, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Ieri seara, socialistul Igor Dodon a sărbătorit un eveniment la Sadova, localitatea sa de Baștină. Acesta a publicat pe o rețea de socializare un filmuleț video în care un bărbat cântă la chitară, iar Dodon a descris postarea cu următoarele cuvinte: Sadova, satul meu iubit. Luna apare și iar dispare, iar eu privesc mereu. Potrivit unei investigații realizate de ziarul de gardă, zona de agrement situată pe o suprafață de 11 hectare a trecut în proprietatea familiei Dodon în octombrie 2021. Atunci, Igor Dodon a renunțat la mandatul de deputat și a plecat din Parlament. Tot atunci, firma fondată de fratele său, Alexandru Dodon, Agrofactorii SRL, a preluat compania Baza de Odihnă Sadova SRL, cea care deține baza de odihnă din Sadova.